același timp extraordinar de complex și întricoșător. Pe textul, pe informație. Spun concis pentru că toată informația asta ocupă 10 de cărți. E un rezumat foarte greu de făcut, pe care domnul Andrei de Lua a reușit să facă. Complex pentru că ne arată chiar și acest rezumat ne face să vedem care este complexitatea situației care ne află. Și înfricoșător pentru că, deși când au fost acolo 5 pași ai reconfigurării normalității din punctul de vedere al introducerii acestui mod de trăire deviat. V-ați oprit undeva și ați spus pe la 3 că sunt mai e ceva. Eu vă spun că este și la 5. Vorbeam într-o zi cu aici la o cateheză și le istoriseam, le spuneam oamenilor despre experiențele pe care le are fata mea în clasa 10 la un liceu mare din București și felul în care există oameni care, tineri care deja simt că fac parte din această elită în momentul în care vorbesc despre homosexualitate, se simt partea unei elite. Liceeni de 16 ani. Bineînțeles că ei pot foarte ușor să se simtă partea unei elite și dacă ai o țigară în gură, te simți partea unei elite la 16 ani. Dar lucrurile au început deja să... Adică virusul a început să muște din tine. Până la ultimul nivel. La noi toate lucrurile trebuie să făcute mai repede. Ele au fost făcute în Occident în zeci de ani, în secol. În România trebuie să se rezolve, iată, în 30 de ani s-a rezolvat. Mai sunt puține. Partea aceasta cu islamul nu știam. Știu doar că încă o dată se dovedește prin tot ceea ce face acest nou pontif că o deviație în materie de credință este de ajuns ca să ajungi în groapă. Adică nu poți să înlocuiești nici măcar un cuvânt din credința pe care ți-a dat-o Dumnezeu și să crezi că ești bine. Nu mai ești bine. Dacă ai înlocuit un singur cuvânt, ai ieșit din adevăr, prăpastia este la îndemâna ta. Și sunt două lucruri pe care, din păcate, cei pe care încă îi mai consideram cât de cât aliații noștri în lupta pentru păstrarea moralei, adică catolicii. Sunt două exemple în această seară, date, care ne arată că nu e așa. Nu mă refer la mulțimea credincioșilor care ar fi oricând în stare să voteze pentru referendum, pentru familie sau ce mai departe. Ci mă refer la acest om care a fost pus în fruntea bisericii, în fruntea catolicilor, prin înlăturarea predecesorului său, înlăturarea forțată, tocmai pentru că s-a arătat deschis la această reconfigurare a normalității. Deci sunt două exemple, acele concerte, deci un travesti bolnav de sida face concert în catedrala cea mai importantă din Austria, 2 ani la rând, cu participarea cardinalului Schönborn, în primul rând, punând pe scenă, care este altar, travestiți cu coarne și alte imagini demonice. Iar acordul pentru Chrislam semnat de conducătorul
catolicilor. Nădăjduiesc că cei care au conștiință creștină în Occident vor privi spre răsărit cât de curând și să se desprindă de această apostazie a conducătorului lor. Nu sunt multe de spus. Reconfigurarea aceasta normalității trebuie doar să ne fie, noi facem aceste întâlniri pentru ca măcar prin noi să conștientizeze cât mai mulți oameni realitatea lumii în care trăim. Cum a spus Andrei, foarte ușor putem crede că războiul acesta nu are loc. Ne trezim doar la momentele când suntem puși în fața unei crize, cum a fost la referendum. Ne trezim că nu avem instrumente, că suntem paralizați. Nici nu știm ce se întâmplă, nici nu știm cum și ce să facem. Să te trezești, cum a fost acum la referendum, că tu, ca susținător al referendumului, trebuie să și explici oamenilor despre ce e vorba. Adică nu se face niciun fel de dezbatere. Sau partidul nu prezintă tema referendumului. Cel guvernul nu prezintă tema unui referendum pentru care plătește. Așa ceva, numai în România noastră amorțită poate să se întâmple, pentru că totuși în Occident n-ar fi fost niciodată așa. Dacă se face un referendum, apoi guvernul trebuie să spună, domnule, uite așa, 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 așa. Asta este temă. Dar când guvernul a făcut-o doar ca să se spele pe mâini și să ne arunce la gunoi, uite că plătește. Deci războiul este și ar trebui să ne trezim. Avem un imn care ne-o spune în fiecare zi. Să ne trezim. Adică după aceea avem un cuvânt al lui Hristos care spune privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Pentru că suntem în biserică, trebuie să înțelegem acest fapt fundamental. Hristos a spus asta. Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Asta arată realitatea războiului nevăzut. Din fiecare clipă, cu fiecare om. Și această realitate a războiului nevăzut, la un moment dat, devine o realitate a unui război văzut. Pentru că dumneavoastră puteți observa. Este o batjocură. Nu o ideologie. Fiindcă dacă vă gândiți, ați vorbit despre evoluționiștii radicali. Evoluționismul radical pleacă de la ideea că lumea aceasta își găsește totuși împlinirea în om. Că omul este cea mai înaltă ființă pe care întâmplarea evoluției și miliardele de ani discutabile au adus-o în ca vârf. Iar evoluționismul radical neagă vârf. Și neagă orice. Adică nu poți să înțelegi cum poți să spui caut libertate. Până la urmă, treptele acestea, cele cinci pe care le-ați arătat, aceste trepte se pot vedea în multe teorii. De exemplu, teoria libertății. A fost nevoie de liberté, fraternité, égalité. Să vorbim despre libertate, să dezincriminăm libertatea. Acum, libertatea unui cyborg, să mi-o spuneți dumneavoastră, că eu nu cred că pot să înțeleg. Adică până și chestiunea aceasta, pentru că ele se vând împreună, uitați-vă odată la știrile Pro TV și o să vedeți că acolo agenda este pe puncte. De data asta mă uit la știrile acelea. Ca să văd unde e agenda. La ce nivel este. Problemele cu plăcerea, hedonismul, sunt foarte aproape totdeauna de tehnologie. Și
spuneți dumneavoastră, vedeți că hedonismul este doar un fel de treaptă în această viziune a evoluționismului. Hedonismul e doar o treaptă, pentru că dincolo de ea vine cyborgul. Cyborgul nu știe ce e hedonism. Hai, cyborgul e de tabă. Înțelegeți? Adică ceea ce puteți vedea și ceea ce ați văzut în toate, acea, în toate acele forme de de jignire a artei, ca să nu numesc artă, ce înseamnă? Înseamnă o batjocură a diavolului care vrea să ne spună, iată unde vreau să vă duc. Iar voi sunteți proști. Pentru că, deși vedeți unde vreau să vă duc, tot vă duceți cu capul înainte. Vreau să vă duc acolo unde putem să-L batjocorim pe Dumnezeu cât putem. De la ideea de libertate pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Vedeți, în acest cel mai mult m-a impresionat imaginea cu întoarcerea fiului risipitor și nu este aleasă la întâmplare. Fiindcă orice gânditor din lumea aceasta știe că asta este paradigma fundamentală a creștinismului. Întoarcerea fiului risipitor. Și acolo este vorba despre multe lucruri. Despre avenirea în sine, adică despre ceea ce cine ești cu adevărat. Te recunoști după excursul tău, după ce ai ieșit din tine. Te recunoști la un moment dat în lăuntru cine ești în momentul în care începe să-ți lipsească totul. Vezi cine ești și te întâlnești cu Cel care ți-a dat această libertate. E vorba de paradigma libertății. Că Dumnezeu te lasă să te duci departe. Ori în acea imagine, libertatea aceasta este dispărută cu totul. Deci, despre ce libertate vorbim? Spre ce libertate ne ducem? Spre cea a diavolului. Adică spre robie. Încearcă, deci, în toată vremea acestei istorii pe care o trăim și care probabil curând se va sfârși. Și slavă lui Dumnezeu că se va sfârși ca să putem trăi în bucuria Raiului, nădăjduim. Dar în tot parcursul acestei istorii, diavolul a încercat să ne să distrugă chipul omului. Și știind că nu-l poate distruge, vrea să îl facă cât mai urât. Să-l desfigureze. Este ceea ce ați văzut în această seară. Desfigurarea omului. Aș putea spune când vorbim despre reconfigurarea normalității, înseamnă desfigurarea omului. Cam asta se reduce și este o lucrare diabolică. Pentru că eu personal, când citesc ceea ce spune domnul Andrei Delos, sau când citesc câte o carte de genul ăsta, eu nu pot să cred că acei oameni aveau mințile acasă. Când au scris ce au scris. Nu pot să cred. Eu cred că mințile lor erau cu totul la cheremul cuiva. Mai rău este că suntem atât de slabi încât ne lăsăm duși de această propagandă. Deci locul, lucrarea noastră, bineînțeles că asta a fost doar un început. Am început și eu ca să vă provoc pe dumneavoastră. Dar eu asta văd. Să ne întoarcem la Cuvântul lui Hristos, privegheați și vă rugați. Adică să vedem, și asta este ceea ce încercăm noi să vă ajutăm să faceți, să vedem realitatea. Asta e priveghiu. Veghea. Să vezi unde este pericolul și să te rogi. Ca să fii, să nu cazi în ispit. Că nici nu știi cum vine ispita asupra ta. Cea pe care o vezi cu o anumită formă la vecinul tău, la tine s-ar putea să vină. Deci doar rugăciunea, adică ținerea de mână cu Dumnezeu și față în față cu Dumnezeu, cu Cel care este modelul tău, care ești după chipul Lui, doar această lucrare te poate feri de ispită, care încearcă să te desfigureze. Deci, cine mai dorește să intervine, vă rog, domnul Muteniță?